M-am bucurat să aud că Domnul Hristos a rânduit ca tu, Beni, să vii în lumea aceasta printr-o făgăduință și este un lucru extraordinar și mare lucru că Domnul a vorbit părinților tăi înainte ca tu să fii în lumea aceasta și uite că acum Domnul a desăvârșit lucrarea venirii tale în lume, dăruindu-ți pe lângă mântuire și o mireasă frumoasă. Domnul să vă binecuvinteze pe amândoi. Eu am așa un cuvânt pentru voi din Efeseni, din capitolul 5, versetul 31 și 32. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, spune apostolul aici. Și gândul meu este următorul, două inimi și o singură taină. Voi sunteți două inimi, aveți fiecare gândurile, personalitatea, emoțiile, sentimentele, fiecare trupul lui, dar trebuie să fie o singură taină și taina aceasta se numește unitatea. Există în Biblie trei uniri spirituale tainice pe care noi nu le înțelegem. Este această unitate inseparabilă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu înțelegem, nu știm. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar nu știm cum ne închinăm Trinității. Dumnezeu este unul singur și noi ne închinăm Lui, dar nu înțelegem cum cei trei sunt una și asta nu știm și nu putem pricepe. S-au certat mulți de-a lungul secolilor pe tema asta. Există a doua taină a unității între cele două naturi ale lui Hristos. Cum a putut să fie Hristos 100% om și 100% Dumnezeu și totuși o singură persoană? Nu poate să explice nimeni această unitate. Și mai există a treia taină a unității între Hristos și biserică. Și parcă se complică mai mult această problemă când citim aici în Efeseni că taina aceasta este mare și vorbește despre unirea dintre Hristos și fiecare membru al bisericii. Cum poate să fie o mireasă alcătuită din milioane de oameni și un singur mire, Hristos? Nu putem să explicăm, nu putem să înțelegem, dar Biblia numește aceasta o taină și încă o taină mare. Și acum, în dimineața aceasta, Dumnezeu ne vorbește despre asemănarea dintre cea de-a treia taină, taina unității între Hristos și biserică, și asemănarea, această analogie este tocmai nunta voastră. Suntem aici prezenți la nunta voastră și apostolul Pavel spune de aceea va lăsa omul și citează din Vechiul Testament, din Geneza, din 2:24, îl va lăsa pe tata, pe mama, se va lipi de nevasta, cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta, spune el, este mare. Ce taină este aceasta, spuneam, este unitatea, unitatea dintre Hristos și biserică, unitatea dintre voi doi. Și aici deja venim într-un domeniu foarte practic și vreau să vă spun și Biblia ne-o spune foarte clar că după cum Dumnezeu este triun, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, tot așa și noi suntem triuni. Avem trup, suflet și duh. Ne-o spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni foarte clar și dați-mi voie să aplic această unitate la cele trei nivele, la nivel trup, la nivel suflet și la nivel duh. E foarte simplă această aplicație, dar e foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Mulți nu înțeleg care este diferența dintre suflet și duh. Trupul știm toți, umblăm în lume printre trupuri, cei care nu mai au trup au plecat din viața aceasta. Trupul este acea parte a omului care are conștiența de lume. Noi avem prin trupul acesta contactul cu lumea înconjurătoare. Dar ce este sufletul și ce este duhul? Dacă o să căutăm în Scriptură și doar citez, spune în Geneza, în capitolul 2, că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, adică era trup.
Și zice mai departe, Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață. Acesta este Duhul lui Dumnezeu, pentru că spune acolo Ruah, adică respirația lui Dumnezeu. El a suflat în nările omului suflare de viață. Imediat după trup și duh, spune și astfel omul a devenit un suflet viu. Apare și sufletul acolo. Înseamnă că sufletul este acea entitate din noi care se află la granița dintre trup și dintre duh. Deci sufletul poate să aibă și din trup ceva și din duh ceva. Și de aceea Biblia vorbește de creștini firești și creștini duhovnicești. E foarte clară Scriptura. Acum, mai corect, mai precis, sufletul este acea parte a noastră care are voință, intelect și emoții. Duhul este acea parte a noastră care realizează comuniunea cu Dumnezeu. Acolo se află roada Duhului, darurile care le aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt și toate lucrurile sfinte și bune pe care ni le dăruiește Dumnezeu. Acum, ceea ce e foarte important pentru voi este să realizați această unitate, taina aceasta este mare, lipirea aceasta, la nivel trup, la nivel suflet și la nivel duh. Adică, unitatea trupului cu trupul este foarte importantă în căsătorie. Nu este ultima și cea mai importantă. Oamenii din vremurile noastre o ridică la rang de cinste și o preamăresc, o pun pe piedestal și fac din ea un idol, nu este foarte important, nu este foarte, foarte importantă, dar este importantă. Dumnezeu pretinde de la noi unitate, bineînțeles, în cadrul căsniciei, la nivel fizic. Și Evrei, capitolul 13, vreau să citesc, spune cuvântul Domnului așa, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Cuvântul acesta, toată cinstea, în Scriptură mai are încă două, trei locuri în care este folosit și e foarte curios acest cuvânt folosit, pentru că Apostolul Pavel și ceilalți care îl folosesc, Petru îl mai utilizează, îl folosesc atunci când vorbesc despre pietre scumpe sau despre sângele lui Hristos care e scump sau despre făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Și acum Domnul se uită la voi și vă spune așa, căsătoria voastră să fie ținută în toată scumpetea, în toată cinstea, să vă uitați unul la altul ca la o piatră scumpă. Te uiți Beni la Estera, asta e diamantul meu, din cununa mea, te uiți tu la Beni, la fel să spui, uite, asta ne-o spune Dumnezeu, foarte important. Și atunci când te vei uita unul la celălalt în modul acesta, căsătoria este ținută în toată cinstea. Nu-ți permiți să-ți bați joc de celălalt și patul să ajungă să fie spurcat. Unitatea trupului cu trupul era o problemă mare în timpul Apostolului Pavel, cum este și astăzi. Astăzi oamenii, pentru că sunt morți la nivelul Duhului, la nivel sufletesc mai au câte o licărire de bunătate ce le-a lăsat-o Dumnezeu, ei se axează numai și numai pe fizic. Atât, să arăți bine, să mergi și să faci cine știe câte exerciții și așa mai departe, ca să te pui la punct, te duci la salon, asta e tot, frumusețea care nu-i mai adâncă decât pielea. Asta este proslăvită astăzi la cele mai înalte niveluri. În timpul Apostolului Pavel spun istoricii de atunci că o femeie în 5 ani s-a căsătorit de 21 de ori, extraordinar. În 5 ani de 21 de ori. Pentru că ei atunci căutau cu tot din adinsul fericirea și nu o găseau aici, în căsătoria asta. Și fericirea pentru ei era unitate între trup și trup. Și nu o găsea aici și o mers dincolo și în 5 ani s-a căsătorit de 21 de ori. Extraordinar, ceva îngrozitor. Și mi-aduc aminte ce spunea Nichifor Marcu, un om al lui Dumnezeu de la frații baptiști. I-a întâlnit pe doi care tocmai s-au căsătorit. Și au zis, ce faceți, măi? Băi, tocmai ne-am căsătorit. Oh, zice, așa ceva să nu mai faceți niciodată. Și eu vă zic la fel, să nu mai faceți niciodată așa ceva. Asta să fie ultima.
E foarte importantă unitatea trupului cu trupul. Merge mai departe, unitatea sufletului cu sufletul. Și Biblia ne vorbește în versetul 33 din Efeseni, capitolul 5, încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine. Mai sus vorbește de unitatea trupului cu trupul. Trupul nimeni nu și l-a urât, în versetul 29 îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Dar aici vine imediat sufletul. La nivel intelectual, la nivel emoțional, la nivel volitiv, voi trebuie să fiți una. Și am găsit în Biblie exemplu, am găsit-o pe Rut. O femeie plină de emoții ajunge înaintea lui Boaz și spune: Boaz, te-ai îndurat de o străină ca mine? Te uiți la mine, o străină? Uite, sunt plină de emoție. Boaz zice: intelectul, să nu pleci din grădina asta, din aria mea. Nu te duci în altă parte, că am eu niște planuri acolo, dar nu ți le spun. Și-a trecut timpul și într-o noapte s-a revelat ceea ce era în inima lor și s-a realizat unitate la nivel sufletesc. El i-a spus: fică, fii binecuvântată de Dumnezeu, gândul care l-ai, că vrei să te căsătorești cu mine, era și în inima mea, dar acum am ajuns să ne unim la nivel volitiv, la nivel intelectual și avem și emoții. Eu m-am speriat, acum mă bucur, așa de tare m-am speriat, acum sunt foarte bucuros. Și merge mai departe, unitatea Duhului cu Duhul, versetul 18, tot din Efeseni, capitolul 5. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și când vine Duhul peste tine, realizezi contactul direct cu Dumnezeu. Și atunci începi, vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și așa mai departe. Se realizează unitatea desăvârșită, extraordinară. Și de aceea vă doresc, și vă dorim toată biserica din Albini, cred că toți sunt în asentimentul meu, ca Dumnezeu să vă facă să ajungeți în mireasa lui Hristos, dar până atunci, să fiți uniți în chip desăvârșit, așa cum Hristos este unit cu biserica lui. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.